Bună! Haideți să discutăm astăzi cum putem să scriem sub formă de produs o expresie de formă AX pătrat plus BX plus C. Deci am avea nevoie, în primul rând, să scriem sub formă de produs o expresie de genul acesta? Pentru că vom avea foarte multe fracții algebrice, pe care trebuie să le ducem la o formă cât mai simplă. Știm de asemenea că putem să simplificăm doar când avem produse, nu în sumă. Și atunci, de exemplu, să zicem că avem fie expresia e de x egal, să spunem, x pătrat plus 6x minus 7 supra 1 minus x pătrat. Vrem să ducem această expresie în forma ei cea mai bună. Cu alte cuvinte, să simplificăm ceea ce avem de simplificat. În acest moment avem o sumă, deci nu avem cum să facem niciun fel de simplificare. Drept și prin urmare, ne dorim ca și sus și jos, pe cât posibil, să avem produse. Ca în momentul în care avem produse, vom putea să facem simplificările. Ăsta este scopul. Haideți să vedem care sunt ustensilele pe care le putem folosi. Avem trei variante. Să folosim factorul comun. Desigur că factorul comun pot să-l folosesc în momentul în care C-ul lipsește, adică în momentul în care forma AX pătrat plus BX plus C cu C0 ajunge la AX pătrat plus BX, adică cu alte cuvinte, dacă C mic este 0, aici putem direct să dăm factor comun pe X și avem în paranteză AX plus B și am dus sub formă de produs. Bun. A doua variantă este să folosim diferența de pătrate, formulă. A pătrat minus B pătrat este A minus B pe lângă A plus B. Cu alte cuvinte, dacă vom regăsi genul acesta de formulă în scrierea noastră, cum e jos, vedeți, 1 minus X pătrat, putem să gândim 1 la pătrat minus X la pătrat, 1 minus X pe lângă 1 plus X și am dus direct în produs. Varianta a treia, ce ne facem dacă nu avem nici prima formă, adică să dăm factor comun, nu putem să dăm nici factor comun, nici formulă. Cu alte cuvinte, și A și B și C sunt diferite de 0. Deci în cazul în care avem AX pătrat plus BX plus C și ABC sunt toate diferite de 0, atunci cu ajutorul rădăcinilor avem o formulă. Forma va fi A pe lângă X minus prima rădăcină X1 pe lângă X minus a doua rădăcină X2. Deci X1 și X2, acestea două, desigur că trebuie mai întâi să le aflăm, sunt rădăcinile ecuației AX pătrat plus BX plus C egal cu 0, pe care le aflăm cu delta, știm deja. Respectiv se calculează delta B pătrat minus 4AC și dacă delta este mai mare sau egal cu 0, rădăcinile X1, 2 vor fi minus B plus minus radical din delta supra 2A dacă delta este mai mare sau egal cu 0 și nu avem rădăcini, avem rădăcini dacă delta este mai mic ca 0. Cu alte cuvinte, putem să întâlnim expresii care nu se mai pot descompune mai mult de atât. Ele rămân în forma finală așa, nu putem să descompunem în produs. Bun, haideți să vedem concret câteva exemple, să revenim la exercițiul nostru și apoi să mai luăm câteva să vedem cum funcționează aceste metode.